Timp de 3 zile, botoșănenii vor petrece în centrul vechi. Începând cu 6 mai și până pe 8 mai vor fi sărbătorite zilele municipiului Botoșani. Pentru că 23 aprilie, ziua când este cinstit Sfântul Gheorghe, ocrotitorul municipiului a picat în postul mare, conducerea primăriei a decis ca zilele orașului să fie organizate în acest weekend. În centrul vechi s-a montat scena și se lucrează și la amenajarea parcului de distracții pentru copii în parcarea de lângă magazinul Botoșani. Pe 6 mai vor urca pe scenă trupe și artiști locali. Pe 7 mai va veni la Botoșani interpreta de muzică populară Irina Login, iar în ultima zi vor concerta Ion Paladi, Mircea Baniciu și Vlad Knežević. Spectacolele vor începe în fiecare zi de la ora 19. Tot în centrul vechi vor fi prezenți comercianți de mici, bere și alte produse tradiționale. Sărbătoarea orașului coincide în acest an cu debutul campaniei electorale.